Bine v-am găsit la știri. Iată principalele evenimente ale zilei. Două proiecte inițiate și mai apoi retrase de primarul Nistor Tătar au făcut ca ședința de Consiliu din data de 25 august să ia sfârșit înainte să înceapă. Proiectele implicau alegerea de reprezentanți pentru ACET și servicii comunale. Majoritatea consilierilor au fost nemulțumiți de retragerea proiectelor considerate importante pentru comunitatea rădăuțeană și prin urmare nu au votat ordinea de zi. Domnule primar, stimați invitați! Declar deschisă ședința ordinară a Consiliului Local. Am să dau citire ordinii de zi. Punctul 1. Supunere spre aprobare a procesului verbal al ședinței ordinare din data de 28.07.2016. 2. Supunere spre aprobare a procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 11.08.2016. 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, inițiator primar Nistor Tătar. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice aferente obiectivului de investiții, proiectare și execuție amenajare, benzi staționare și parcare pe străzile Eutoxul Muntavrii, Calea Bucovinei și General Iacob Zadichi, municipiul Rădăuț, inițiator primar Nistor Tătar. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice aferente obiectivului de investiții, proiectare și execuție, modernizare trotuar cu dale prefabricate din beton, grosime 6 cm, strada Mihai Viteazu, partea dreaptă, intrare strada Bogdan Bodă până la intrare strada Golobocului, municipiul Rădăuț, județul Suceava, inițiator primar Nistor Tătar. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice aferenți obiectivului de investiții, proiectare și execuție, modernizare trotuar cu dale prefabricate din beton, grosime 6 cm, strada Calea Cernămuț, partea stângă, intrare strada Constantin Dobrogeanu Gherea, intrare strada Papetării, municipiul Rădăuț, județ Suceava, inițiator primar Nistor Tătar, proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL numărul 106 din 26.11.2015, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru 2016, inițiator primar Nistor Tătar, proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului atribuit doamnei Damian Basilica și atribuirea către domnul Andrușcea Cadian Viorel în condițiile prevăzute de legea 15.2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuințe proprietate personală, inițiator primar Nistor Tătar, proiect de hotărâre proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Rădăuț în adunarea generală a acționarilor AGA ACET S.A. Suceava, inițiator primar Nistor Tătar, proiect de hotărâre 10, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților municipiului Rădăuț din rândul consilierilor locale în adunarea generală a acționarilor AGA la Servicii Comunale S.A. Rădăuț, inițiator viceprimar Login Bogdan Andrei. 11. Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unei locuințe din ansamblul de locuințe AMD destinat închirierii către personalul din domeniul sănătății, inițiator primar Nistor Tătar. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru un medic specialist de dermatologie și un medic specialist ortopedie din cadrul Spitalului Municipal Sfinții Dr. Cosma și Damian Rădăuț, inițiator primar Nistor Tătar. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței cu bun la domeniul public al municipiului Rădăuț, județul Suceava, inițiator primar Nistor Tătar. 14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii numărul 82 din 31.03.2016 privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Rădăuț, județul Suceava, inițiator primar Nistor Tătar. 15. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Rădăuț, post-mortem, domnului Postolache Traian Valentin, inițiator, domnii consilieri locali, Munteanu Radu, Prijingur Marius, Andronachi Traian, Simota Gheorghe, Adi Jecălo, Adi Gheorghiță. Proiect de 16. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Rădăuț, post-mortem, domnului Storoz Petru, inițiator domnul consilier local Munteanu Radu, Grijincu Marius, Andronachi Traian, Reman Mihai, Galan Romeo. Și 17. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Rădăuț, post-mortem,
Ștefan Tomovici, inițiator domnii consilier local Munteanu, Radu, Carpalete, Petru, Andronachic, Traian, Gheman, Mihai, Ondina, Ioan, Andrei. Iar la diverse avem adresa numărul 98919 din 2807-2016, adresa Procasa SRL înregistrată în primăria municipiului Rădăuț cu numărul 10030 din 2607-2016. Este adresa 98960 din 2608. Iordache Cornelia Dumnezeu, care se nu va trece. Este adresa 98969, de care se nu conciclărie. Eu vreau să vă arătat de calitate din inițiator punctul 9 de călătate de zi. Și eu vreau să vă arătat punctul 10 de călătate de zi. Să arătăm și numărul 10 cu punctul 9. Ați fost punctul 9? Da. Punctul 9. De ce nu trebuie? Nu trebuie reprezentat acolo? E problema mea. Putem? Este problema mea. Calitate din inițiator am trecut. Propun la vot prin care ultimul zi. Nu, nu, stați un pic. Poate mai sunt propuneri, nu? Poftim. Retragerea acestor două puncte ar crea o mare problemă. Care două? 9 și 10. Și 10? Da, 9 și 10. Punctul 9 e o problemă care trebuie să avem reprezentant la acest Suceava, întrucât sunt mari probleme în municipiul Rădăuți referitor la aceste servicii care ne oferă acest. Iar punctul 10 e, într-adevăr, o mare problemă și acolo. Trebuie să avem reprezentanța la din nou Consiliu, întrucât e format, sau întrucât s-a ales acest nou Consiliu de 4 luni de zile și trebuie să avem reprezentanți. Nu putem activa cu AGA veche, acei oameni și-au pierdut calitatea de consilier local și contravine legii. De aceea vă rog, domnilor colegi, stimați colegi, să supunem la vot această ordine de zi și să nu acceptați scoaterea acestor două puncte, că nu sunt justificate și motivate. Dacă aveam un proiect care suporta amânare, eram de acord și eu inclusiv. Aceste două puncte sunt de necesitate majoră pentru comunitatea Rădăuți. Solicit a discuta aceste puncte și a rămâne aceste două puncte pe ordinea de zi. Acum, dacă voi, din punct de vedere legal, inițiatorul unui proiect poate renunța oricând la proiectul inițial. Deci, este de regulat. Deci nu puteți vota dacă l-ar fi cați. Poftim, domnul. În această situație, inițiez eu aceste două proiecte, 9 și 10. Da, în loc să le supuneți votul. Sigur. Există toate documentele. Stimați inițiatorul. Inițierea unor proiecte atrag o anumită procedură, deci trebuie... Procedura este respectată, domnul secretar, nu mai blat. Domnul consilier. Procedura este respectată. Puneți inițiați două proiecte de hotărâre. Vă rog să-mi reprezentați. Semnat. Da, da, ce așa am înregistrat, nu-i nimic, nu s-ați că le propun. Nu facem, nu inițiem proiecte verbale, nu există, dar n-am auzit. Domnul secretar. Consider să nu luăm în discuție aceste două puncte, iar în pauza ședinței dumneavoastră v-ați demara toată procedura inițierii acestor puncte și acceptați ca domnul Carcalete să fie inițiatorul acestor două puncte. Nu uitați ce a spus, să nu mai veniți nici cu un proiect suplimentar, că voi vota continuu împotrivă. Deci, când e vorba de binele acestui oraș, a municipiului Rădăuți, nu respectăm legea. Când suntem împotriva locuitorilor municipiului, o respectăm. Orientarea ordinii de zi, cele două cereri, prezentate de domnul primar, prezentate de Iordache Cornelia și domnul și domnul și domnul. Ce este? Cine este împotrivă? Abține. Sub
pun la vot ordinea de zi, fără cele două proiecte. Retrag. Cine este pentru? Îi trebuia să spuneți altă, domnul secretar. Cine e de acord să se retragă cele două funcții? Nu, 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 cine este pentru? Cine este pentru ordinea de zi? Pentru ordinea de zi. Eu vot un amendament, domnul secretar. Ordinea de zi. Vă rog, cine este pentru mâna sus până termin cu numărat. Ca să fiu acuzat că am numărat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voturi. Da? Cine este împotrivă? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vă atrag atenția la toată lumea. Când se spune pentru, se votează pentru. Când nu se ridică mâna, după aceea... Dar nu are de asumă la către... 10. 10 e ieșit. Abțineri? Este egal. Ordinea de zi nu este aprobată. Către care nu se face ție ședința de consiliu local.